Agitație mare pe Valea Slănicului. Timp de 3 zile răvășitul oilor a fost motiv de sărbătoare pe vârful Bolovanul. Și ce sărbătoare! Toți turiștii veniți să viziteze stațiunea Slănic Moldova, dar și localnicii, au avut ocazia să încerce zeci de bunătăți oferite de micii producători. Festivalul, aflat deja la a treia ediție, a devenit o tradiție pentru gazdele de la ferma Stâna Dacilor, dar și pentru toți doritorii de voie bună și distracție. Colega mea, Cristina Ciobanu, a fost prezentă la eveniment pentru a ne aduce puțin din veselia sărbătorii. Iată-ne din nou la un eveniment deosebit de frumos, cu oameni și mai frumoși, în Slănic Moldova, la răvășitul oilor. Evenimentul este deja la a treia ediție și promite din ce în ce mai mult, de la an la an. Prima dată la festival? Din păcate e prima dată. Din păcate. Și mai venim cu siguranță. Deci vă mai așteptăm și la anul? Cu siguranță, ne vom vedea și încă peste 2-3 ani. Inima să mai bată. Că cu atâta mâncare și atâta șpriț nu se știe. Din ce zonă veniți? Bacău. Mai așteptați evenimente de acest fel în zona? Normal! Da, păi asta e! Am venit și pe jos de la... De la Oituz! De la Codreanu puțin am urcat cu mașina și apoi am luat-o pe jos o oră de mers. Și înapoi? Prima dată la răvășitul oilor? Da, este pentru prima dată și am rămas profund impresionată că am văzut atâția oameni frumoși în zona asta, atâta veselie și atâta mâncare bună! Gândește-te că eu am venit tocmai de la Botoșan pentru evenimentul acesta și așa este, este un loc nu uitat de lume, este uitat de lume cu un scop. Să păstreze tradiția, meleagurile așa cum au fost, să le vadă și nepoții, poate și chiar strănepoții noștri, pentru că atâta frumusețe cum am văzut aici la răvășitul oilor, sincer nu prea am văzut în zonele aglomerate sau de vârf ale României. Prima ediție a fost o încercare pentru noi, dar totuși uitați că am ajuns într-un stadiu în care am reușit să creăm acest eveniment la nivel național. Până la urmă, producătorii noștri de pe Valea Slănicului sunt foarte încântați. Totodată nu se așteptau nici ei la o așa reușită din partea noastră ca și organizatori, respectiv și din partea lor ca și producători, pentru că fiecare persoană care se află aici au ferme, au diferite animăluțe care le cresc pentru viitor. Vă dați seama, avem foarte mai mari, planuri mai mari pentru acest eveniment și totodată nu numai, vom încerca să creăm și alte evenimente, dar acesta să fie un trend, să-i spunem așa, și să fie efectiv un eveniment pentru producătorii noștri, pentru fermieri.